Cali, stăteam aici și vorbeam, făceam o analiză. Ștefănescu mai joacă la FCSB? Păi îmi pare așa de rău că așa de băiat bun este și așa om de calitate și nici nu vreau să vorbesc de el din cauza asta. Dar eu cred că din calitatea lui de om, până la Dumnezeu îl va ajuta. Și va fi ceea ce am crezut. Adică aveți încredere în el, dar pe cuvântul meu de zici că nici nu, parcă nici nu e la FCSB, pe cuvântul meu. Ce să faci? Asta este, la FCSB e greu pentru că e emoția mare, presiunea mare, nu mai e. De încet, încet, cred că o să-și revină. Am înțeles. Deci îi dați încredere, încercați să-i Și dați dau încredere. încredere că eu cred încă în el, adică calitățile lui se văd și aseară s-au văzut calitățile. Înțelege? Cum mi-a spus și lui Băluță, băi, tu ai viteză, tu cu tare, ești uite, dar bă, vezi că tu trebuie să dai război, că tu nu ai 1,90. Tu trebuie să alegi continuu. Că altfel tu n-ai 1,90 să bagi umărul, să-l dai la o parte. Da? Ăștia jucătorii mici, ce trebuie să facă? Să fie ca un tirez. Tac, 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 să alege în continuu, să marge, să alege, să primească, să dea, să primească, să dea. Cum face la Piticanie de la Craiova, japonez. Oshima. N-ai văzut ala, ce se primă pe Cum timp, chiar ce cum vi se face? pare Oshima asta? Nu știu, că nu mă pricep la fotbal așa bine. Așa, cât vă pricepeți? Când mă pricep, e titirez. Saca, 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 saca. Deci jucător bun. Știți Bă, ce? un jucător mic azi, dacă el e mic, Da. orice n-are, Da. el ce trebuie să facă? El are viteză și are cât de cât depinde de fotbalist. Băi, plimbă-te pe teren, primești mingea, o dai, plimbă-te, primești mingea, o dai, plimbă-te, primești, voi o dai. Și atunci, nu? Da, corect, corect.